Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Bogdan Curta, compozitor, cantautor și membru în Centrul de Cercetare Muzicală Pompidou din Paris. Astăzi vom face un lucru cu totul și cu totul special. Este vorba despre o premieră mondială și nu spun cuvinte mari. De ce? Pentru că avem aici două modele de monitoare audio, ambele Yamaha. Primul, cel de sus, este legendarul HS8M, monitorul care a făcut istorie în toate marile studiouri de înregistrări. Jos avem noul model HS8, dorit, râvnit, comandat și așteptat de toate marile studiouri de înregistrări. Este noua variantă de la Yamaha, care se pare că va înlocui legendarul HS8M. Este prima dată când aceste modele sunt comparate. În medie, durata de popularitate de viața unui monitor și de popularitate de folosință este de minim 20 de ani. Știu că în următorii 20 de ani, pentru că modelul ăsta este foarte nou, de-abia acum a apărut și e un privilegiu pentru mine că l-am aici, vor mai fi cu siguranță foarte mulți oameni pasionați, ingineri de sunet sau pur și simplu pasionați de muzică care vor compara cele două modele. Dar deocamdată, de aceea este foarte specială pentru mine ocazia asta, am privilegiul să compar cele două modele. HS8M, așa cum spuneam, a fost folosit de toate marile studiouri de înregistrări și este folosit și cu siguranță va mai fi folosit. Pe acest monitor au fost ascultate, reglate, masterizate, produse albumele unor mari artiști și e puțin spus artiști. Este vorba despre Luciano Pavarotti, José Carreras, Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Bryan Adams, Julio Iglesias și mulți, mulți alții, Andrea Bocelli. Nu există mare artist care să nu fi beneficiat de calitatea și claritatea acestor monitoare HS8M. Ce este un monitor de studio? Ce reprezintă el? Ce rol are? Calitatea principală a unui monitor de studio este capacitatea lui și proprietatea lui de a reda sunetul cu o fidelitate cât de mare, cu o naturalețe sublimă, o naturalețe exemplară, pentru ca inginerul de sunet să poată lua cele mai bune decizii. În mod normal, nu trebuie să simți diferența într-o înregistrare sau un sunet produs live. Dacă cineva cântă la un metru de mine, un monitor de studio trebuie să-mi redea sunetul atât de clar, încât eu să nu pot să-mi dau seama că e vorba despre o înregistrare. Ăsta ar fi monitorul ideal. În mare măsură, HS8M face lucrul ăsta. Transparența lui e uluitoare, l-am încercat, l-am ascultat. Am fost profund surprins, am avut senzația că vocea este aici. Am folosit monitorul în anumite proiecte de mastering, în care chiar eu eram solistul și senzația era foarte bizară. Am mai lucrat foarte mult cu alte tipuri de boxe, monitoare și așa mai departe. Dar de data asta aveam senzația că mai este un Bogdan lângă mine, eu aș mai fi la un metru de mine și aș cânta. Eu m-aș auzi pe mine însumi cântând lângă mine. Asta era senzația. Nu pot să descriu. În mod normal, când auzi o înregistrare, ai acel sunet de boxă, de lemn, de simți că e o înregistrare. HS8M sună pur și simplu extraordinar. Chitara sună chitară, vioara sună vioară. Totul este aici, lângă tine. Ai impresia că orchestra iese, poate să iasă oricând din boxele astea. Avem aici imaginea din spate a monitoarelor. Observăm că
HS8M, varianta mai veche, legendarul HS8M, pe care vi-l arăt acum, are 4 corecții de ton. Corecții pe înalte, corecție de cameră, putem interveni într-o serie de frecvențe pentru a ajusta frecvența de răspuns a monitorului. Low-cut-ul iarăși este extrem de eficient. Din păcate, noul model are doar 2 corecții de ton, dar ne vom uita și la el puțin mai târziu. Observăm aici potențiometru pentru reglarea volumului. Sincer, mi se pare foarte frustrant și deranjant că cei de la Yamaha l-au poziționat în spatele monitorului. La fel și corecțiile. Aș fi preferat să fie în față. Sunt foarte, foarte greu de ajustat aceste corecții, în special în studiourile de înregistrări, în care accesul este greu, există cabluri, există o grămadă de aparate. Aici avem conexiunea pe mufă Canon, sau voi ziceți mai nou XLR, dar în România există moda asta cu XLR, în toată lumea civilizată au rămas pe Canon. Apoi conexiunea jack. Același tip de conexiuni îl vom avea și pe noul model. Observăm acum bas reflexul, tubulatura bas reflex. Din câte am văzut eu, este identică, deși cei de la Yamaha spun că au făcut modificări în ceea ce privește tubulatura. Dați-mi voie să mă îndoiesc. Radiatoarele sunt identice, niște radiatoare mari, masive. Dacă aveți o încăpere mai mică pe timp de iarnă, puteți chiar să o încălziți cel puțin parțial cu radiatoarele astea în cazul în care lucrați intens toată ziua. Vom urmări cu atenție noua variantă HS8 fără M. Vedem aici că avem doar 2 corecții de cameră. Eu am încercat ambele monitoare, cu și fără corecții, în toate combinațiile posibile. Sincer, mi s-a părut că Yamaha a făcut economie în ceea ce privește noul model, măcar în ceea ce privește corecțiile. Pentru a mă referi la sunet, trebuie să mai fac niște teste mai riguroase. Dar ce pot spune clar este că mie personal nu mi-au ajuns corecțiile acestea de pe noul model. Eu cred că Yamaha s-a gândit un pic la preț și a încercat în aceeași categorie de preț să ofere un monitor mai nou. Și mai cred că Yamaha a obținut un monitor nou cu costuri de producție mai mici decât avea pe modelul vechi. Dar, repet, cel mai important este sunetul. Vom discuta despre asta puțin mai încolo. Avem același tip de conexiuni ca și pe modelul vechi. Avem o conexiune jack, mufele sunt foarte solide, era de așteptat pentru că pe monitoarele astea scrie Yamaha, și o conexiune Canon. E interesant că au schimbat totuși și forma potențiometrului e puțin schimbată. În rest, un aspect foarte, foarte asemănător. Să vedem ce or să spună testele audio. Iată, dragii mei, e o oră târzie din noapte, iar eu am terminat în sfârșit testele. Au fost multe teste pentru cele două monitoare. Multe comparații pe multe genuri muzicale. Și dacă, așa cum vă spuneam, am fost uimit de transparența, claritatea legendarului HS8M, noul model HS8 m-a surprins în mod neplăcut, pentru că de obicei atunci când o firmă vine cu un produs nou și acest produs ajunge pe piață, ne așteptăm la un plus. La un plus de calitate, la un plus de performanță, la un plus de fiabilitate. Ne așteptăm la progres. Asta este
esența noastră ca specie umană, progresul. De obicei, nu înlocuim ceva mai bun cu ceva mai prost. Din păcate, după părerea mea, lucrul acesta s-a întâmplat în cazul lui HS 8. Am observat probleme foarte mari, probleme de dinamică, în primul rând. Mi s-au părut cele mai grave. Monitorul HS 8 are și probleme de Q, de frecvență, dar astea mai pot fi rezolvate printr-un equalizer sau ceva de genul. În schimb, problemele de dinamică nu pot fi rezolvate. Ce facem? Punem un compresor pe monitoare? Ne-am pierdut orice reper. Nu mai știm cum să masterizăm. Nu mai știm ce să facem. Monitorul acesta nu are dinamică pe medii și pe înalte, ceea ce este inadmisibil pentru un monitor de studio. În același timp, un lucru aproape la fel de grav și tot inadmisibil pentru un monitor este faptul că are pur și simplu o crevasă în ceea ce privește răspunsul în frecvență. Și crevasa e undeva pe la 8 kHz și e de aproape 5 decibeli. Dumnezeule, pe un monitor pe care trebuie să monitorizezi sunet, să iei decizii. Și unde? Chiar la 8 kHz, unde avem vocea umană, vocile de tenor în special, sunt la 8 kHz, cam pe acolo. O voce de... vocile feminine, de exemplu. Păi ce facem dacă avem crevasă la 8 kHz? Ce mai auzim? Instrumentele, nu mai vorbesc, instrumente de suflat, fluier, nai și așa mai departe. Toate au nevoie de acea frecvență. Tocmai acolo avem nevoie de linearitate, acolo avem nevoie de acuratețe. Inginerii de la Yamaha chiar au uitat că acolo se mixează. Nu-mi vine să cred lucrul ăsta. Chitara. Cum lucrăm cu un sunet de chitară dacă noi la 8 kHz avem un picaj de 5 decibeli? Oricât am încercat prin EQ să reparăm, să linearizăm, dacă îmi permite să forțez limitele limbii române, acea frecvență, tot o să se simtă că ceva nu este în regulă. În al treilea rând, problemele de răspuns pe bas. Boxele astea sună boxe de club, nu a monitoare. Am un bas aproape că le pot folosi ca aparat de masaj. Îmi scutură camera și la cele mai mici volume. Ei se lăudau că au rezolvat anumite probleme pe baș și pe acuratețea basului. Dați-mi voie pur și simplu să nu fiu de acord cu asta. Nu mai pot auzi nimic din cauza bașilor. Oricât de mult aș tăia din baș, și nu este doar bas, e un soi de medie pe bas care mi-acoperă toate instrumentele și tot ce doresc eu să mixez. Eu nu spun că sunt boxerele. Nu sunt boxerele. Sună interesant. Poate să sune bine, mai ales pe muzică dance house, cine vrea să asculte tot felul de bum-bumuri sonore. Dar nu sunt monitoare. Crevasa aceea pe 8 kHz le face imposibil de folosit, ca le compromite ca monitoare din start. Apoi, următorul aspect. Într-adevăr, pot fi folosite, și ăsta este adevărul și voi fi sincer cu voi, ca și boxe pentru situații live. Eu cred că și de aia au fost concepute. Faptul că au acel bas dinamizează sunetul, ceea ce este foarte bine ca să mobilizezi publicul atunci când cânti undeva, ai un sunet mai obraznic, mai săltăreț, mai plin, așa, un sunet ala Roland, filozofia Roland, un sunet mai gras, cum s-ar zice. Pe acei 8 kHz, că deja nu mai știu de câte ori am pomenit, ai acel picaj
Și atunci, într-adevăr, în situații live unde acolo sunetul urcă, nu mai ai probleme de microfonie, poți să vii cu un volum mai puternic, microfonul să se comporte ok și dacă folosești un Shure SM58, uniformă SM58 folosită de toți românii, atunci numai bine SM58 urcă acolo pe frecvența aceea, deci n-o să sune rău. Am încercat boxele astea pe live. Sincer, pentru situații live mi-aș cumpăra o pereche de HS8. Au amplificare, nu mai trebuie stație, nu mai trebuie 100 de cabluri și de reglaje. Le-am pus în priză, le-am conectat la sursa de sunet și mi-am făcut, nu știu, micul meu spectacol de club sau concert de colinde sau de muzică folk sau depinde de situația în care mă aflu sau depinde de situația în care vă aflați voi. Sunt foarte ok pentru cântat live, dar sunt pentru mine cel puțin, sunt imposibil de folosit pe partea de studio. Pentru că sunt niște boxe care mă mint. Ori eu un studio nu-mi doresc așa ceva. Eu îmi doresc niște boxe care să-mi redea sunetul exact așa cum este el, exact așa cum l-am înregistrat. Dacă eu am toate reglajele pe zero și am dat odată în chitară sau în pian, în momentul în care îmi aud înregistrarea pe HS8, eu nu mai recunosc ceea ce am înregistrat. Totul sună comercial, nu știu, făcut. Totul sună ultra prelucrat, ultra compresat, mai înfundat, mai basat. În momentul în care fac același lucru, dar dau play, având conectate HS8M, legendarele monitoare folosite de toate marile studiouri de înregistrări de mulți ani și monitoare în care au încredere mulți ingineri de sunet. Repet, când dau play la aceeași înregistrare pe modelul vechi, nu e nicio diferență între ceea ce am auzit, în cameră, sunetul real, și ceea ce boxele astea îmi reproduc. Bineînțeles, am și asta implică și folosirea unui microfon de calitate, un Neumann, un AKG sau ceva care să nu denatureze sunetul. Dar, într-adevăr, HS8M sunt monitoare de studio, în timp ce HS8, după părerea mea, sunt mai degrabă boxe de audiție, boxe de live, boxe de club, probabil că de aceea nici nu au marcajul M de la monitoring. Yamaha a schimbat echipa de ingineri de sunet. Cei care au lucrat la HS8M știu, s-a dat un comunicat de presă, s-au retras din Yamaha din cauza vârstei, inevitabil, au lucrat o viață acolo, au ieșit la pensie. Probabil că o echipă nouă de ingineri de sunet a preluat frâiele, o echipă de oameni mai puțin experimentați, mai tineri, mai obișnuiți cu muzica dance, mai dornici de boom-boom. Dar dacă ar fi să le transmit un mesaj, ar fi foarte simplu. Dragii mei, nu uitați că voi lucrați pentru o companie care se numește Yamaha, nu Behringer. Dacă doream un astfel de sunet, puteam foarte simplu să-mi cumpăr la un sfert din prețul ăsta un Behringer, care dădea bas și tot felul de chestii comerciale pe bani mai puțini. În momentul în care un inginer de sunet, un pasionat de muzică, ia decizia să-și ia un produs Yamaha, face asta pentru că are niște așteptări. De obicei, clienții firmei Yamaha sunt niște clienți destul de pretențioși și nu cred că e bine, nu cred că e o strategie de viitor. E interesant întotdeauna să scoți un model nou de monitor. Pe termen scurt, nu știu ce impact o să aibă să scoți pur și simplu ceva doar ca să scoți pe termen lung. Eu sunt pe principiu că în tot ceea ce faci, mai ales atunci când e vorba de muzică,
trebuie să pui și suflet. E foarte ușor să faci un monitor de studio, să pui lemn plastic, pui acolo niște difuzoare, mai ales ai și istorie, cum copiezi un design și hopa, avem un monitor de studio. Dar dacă nu pui suflet în ceea ce faci, nu iese nimic.